Credeai că fata asta tocmai a decis să se răcorească? Dar ai văzut vreodată o cadă plină de gheață și cărbuni aprinși în același timp? Nu vei putea niciodată să copiezi în timpul examenului cu Caroline. E mult prea strictă. Te urmărește ca un șoim. Hei, întoarce-te! Michelle nu are de ales decât să o înghețe. Minunat! Scoateți notițele! Am terminat! Oh, nu! Trebuie să o dezghețăm din nou! Vei regreta asta! Ceva foarte ciudat se întâmplă cu Rhonda. Se înfierbântă cât ai zice pește. Ce s-a întâmplat? Uite, e atât de tare! Îmi pierd mințile! Prima dragoste! Stai liniștită! El trebuie să facă prima mișcare! Se pare că inima lui Rhonda este într-adevăr în flăcări. Oh, uită-te la asta! Este uimitor! Prietena mea poate face vată de zahăr! Gata, uite! Ea este Rhonda! Pa! Este cam suspicioasă! Michelle nu prea are încredere în colegii ei. Nu poți fi niciodată prea atent. Fetelor înflăcărate și înghețate le place să joace Mortal Kombat în timpul lor liber. Scorpion versus Sub-Zero. Lucrurile devin tensionate. Cine va câștiga această rundă? Fetele au fost atât de prinse în jocul lor, încât au uitat complet de potențialul distructiv al superputerilor lor. Controlerele nu funcționează! S-a întâmplat din nou! Nu-ți fă griji, avem rezerve! Hai să ne jucăm în continuare! Astăzi, Michelle mănâncă o pizza vegetariană delicioasă la prânz. Voi păstra jumătate pentru Rhonda. O voi îngheța repede. Fetelor le place să-și lase reciproc mesaje mici și drăguțe pe frigider. Of, e atât de rece! O fată înflăcărată ca aceasta are nevoie doar de o secundă pentru a încălzi o pizza congelată. Poftă bună, Rhonda! E timpul să-ți predai temele. Rhonda înflăcărată a devenit atât de emotivă încât și-a ars din greșeală munca. Ce este asta? De unde a venit cenușa asta? Nu știu. Nici eu nu am habar. Într-o zi fierbinte ca aceasta, trebuie să te asiguri că ești bine hidratat. Asta e chiar mai bine. Acum am apă cu gheață. Este atât de cald, nimic nu ajută. Poate am febră. Oh, nu! 36 cu 5? Ard! E cam frig aici. Poate că termometrul este stricat.
Nu, nu, am temperatura normală. 41,7. Săraca de tine, cred că ești bolnavă. Nu sufla pe mine, asta îmi face și mai rău. Michel! Ce? Îmi pare rău, uite ce am găsit. Wow! Un uscător de păr dublu super puternic, care poate fi fierbinte ca vântul din deșert și rece ca o avalanșă. Hai să-l comandăm acum. Am doar câteva monede. Am doar fulgi de nea. Va trebui să ne găsim locuri de muncă. Bună! Vreau un cappuccino foarte fierbinte. Desigur, vreau un frappuccino. Bine! Hei, ce este asta? L-am vrut cu gheață! Scuză-mă, această cafea este din congelator? Poate ar trebui să facem schimb. Da, hai să o facem! Mulțumesc! Mulțumesc! Wow, nu cred că suntem făcute pentru a fi chelnerițe! Rhonda se bucură de un serial fierbinte de seară, dar Michelle este interesată de ceva mult mai tare. Ce? Nu, nu ne putem uita la asta! Hei, dă telecomanda înapoi! Nu ești corectă! Dă-mi eu! Nu, eu! Ah, mi-a înghețat degetele! Uneori este greu să fim atât de diferite și să rămânem prietene. Fetei reci i s-a făcut foame. Bine că prietena ei de foc a stat la soare și poate fi folosită ca tigaie. În câteva minute, micul dejun este gata. Ce este acel miros? De unde vine asta? Ai făcut-o din nou, grozav! Livrare de flori! Wow! Mulțumesc! Mă întreb de la cine este! Merg la o întâlnire! Oh-oh! M-a invitat la o întâlnire. Un val puternic de emoție geroasă a distrus buchetul. Dar cui pasă? Bună! Arăți grozav! Ești așa un gentleman, dar poți să-mi dai drumul? Nu! Am înghețat! Haide! Să mergem! Nu funcționează! Un an mai târziu s-au căsătorit, iar legătura lor rece a devenit mai puternică. Se pare că Rhonda și tipul ei sunt total obsedați unul de celălalt. Au, atât de fierbinte, ești ca un fier de călcat! Am o idee! Dacă poartă un costum de protecție, cuplul fericit se poate îmbrățișa toată noaptea. Ți-au plăcut fetele noastre calde și reci? Atunci comentează mai jos și spune-ne dacă vrei să vezi mai multe aventuri din viața lor. În plus, apasă butonul de abonare, dă like acestui video și fă click pe clopoțel. Nu rata niciun videoclip fascinant de la Uhu Wamotion.